crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Jucăm Dublu sau Nimic la Reșița astăzi. Irina e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Simt o veselie la Irina. Ce faci? Râde-o costul de mine, că-s norocoasă astăzi. E foarte bine. Ești acasă cu soțul? Da, da. Foarte bine. Faceți echipă în dimineața asta pentru 800 de euro? Facem, facem. Da. Dar el de ce râde de tine? Adică s-a înscris și el și el n-a avut noroc sau cum? Da, el se înscrie de ani de zile. Da, dar uite că are noroc cu tine, Irina. Are cu mine noroc tot timpul, da. Bravo. Ce faci altfel? Cu ce te ocupi? Încă medic stomatolog. Stomatolog. Ia spune-mi, Irina, la voi în Banat acolo se mănâncă sarmale de Paști? Nu, nu, de Paști nu. Deci, le preferă bănățenii. Mm-hmm. Dacă avem foarte multe mesaje, acum curg mesaje cu asta, cu obiciu... Sarmaua de Paște. Sarmalelor de Paște. Da. În... Numai Luca și cu tine, Irina. Voi, doar voi doi nu mâncați sarmale de Paște. Oricum, oricum soțul care e bănățean îmi face semn că nu. Eu sunt ardeleancă. Ești ardeleancă. Și la tine în Ardeal... De fel, se mănâncă sarmale de Paști? Nu, nu. Mesajele de-aia sunt din Suceava, Focșani, Oradea. Sunt multe semnale din teritoriu. Unii vorbesc despre ultimele frunze din varza murată pusă iarna trecută, alții despre sarmale în foi de viță, dar cert e că pare a fi un preparat îndrăgit pe meserie. Mai degrabă mă așteptam la salată băf. Serios, decât la sarmale. Ia lui, ia lui, este vedeta. Ei zic că pentru ăștia care nu mănâncă miel, uite, George, de exemplu, aici mănâncă sarmale de Paște. El are un Paște spre poate în Crăciun. Poate în curcan. Da. Irina. Da, stai pe poftă, da. Pentru un cuplu, întrebările de astăzi sunt la îndemână. Sper să fii inspirată, să n-ai emoții și să ai succesul pe care l-a avut ieri Mihnea, care a făcut furori. Da. Da, da. Noi am fi vrut astăzi să-ți dăm 4.000 de euro, dar ne-a încurcat Mihnea. Însă poți câștiga 800 de euro și ai fi al doilea medic ce câștigă consecutiv Dublu sau Nimic, nu? Da, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Mult succes, Irina! Mulțumesc, Sofia! 100 de euro! Și la sălaș se mănâncă sarmale. Prima întrebare de astăzi, Irina, întrebarea de încălzire este foarte simplă. Spune-ne ce mare sărbătoare ortodoxă este duminica asta, 17 aprilie. Este Duminica Floriilor. Ping. Ping. Am vrut să marcăm și noi sărbătoarea aici la Dublu sau Nimic. Și să te felicităm pentru prima 100 de euro câștigată lesne în dimineața asta. La mulți ani florilor. Aveți nume de floare, nu? Nu, nu. Floare? Luca e o floare... Depinde. Rară. Rară. Bun, Irina. 100 de euro. Mergem la 200? Auzi, am întrebat. Muguri Sărescu, deci Muguri e nume de floare? Sau? Da. Muguri e floare? Da, 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 da. Chiar dacă e în fază incipientă. Da, e considerat, da. 200 de euro. Cunosc caz. Irina, pentru 200 de euro, te grăbesc un pic că eu am de citit mesaje cu sarmale. Da. În ce țară s-a născut Papa Francisc? În Argentina. Papa Francisc. La el te referi, nu? Francisc, da. Da. Bergoglio. Da. Câți plămâni are Papa Francisc? Nu, serios. E... Nu? Nu știm, nu? Măi! A fost bolnav, parcă... Da. Nu, a fost bolnav. Bun. Aici, întrebarea asta era de 4.000 de euro. Da. Super, da. A arătat în film asta? În film? Da, nu știi că a fost un film cu... A fost un film cu... Da, dar era post-operativ. Adică nu. Am înțeles. 200 de euro sunt ai tăi, Irina. Mă rog, și ai soțului. Prilej, cu care le urăm un Paște fericit tuturor ascultătorilor noștri cu numele de catolici.
care vor celebra duminică Sfânta Sărbătoare. Da. Irina, ai 200 de euro, mergem la 400? Mergem. Bravo. 400 de euro. Pe soțul cum îl cheamă, iartă-mă. Tibi, Tiberiu. Tibi. Aici cred că prinde bine Tibi să fie prin preajmă. Irina și Tibi, pentru 400 de euro în dimineața asta trebuie să ne spuneți în ce județ se află podgoriile de la Tohani. Prahova. Vaslui. Prahova. Ai zis Prahova și te-ai încadrat în timp. Vaslui a venit după semnalul. Nu vreo podgorie în Vaslui? Cred că... Da. Cred că au numai podgorii de-astea de curte. Sunt. Nu. Sunt. Nu vine în cap acum, dar da, au. Zona Moldovei are podgorii cum? Zona Moldovei știu, da, dar în Vaslui în particular nu știu de vreo podgorie faimoasă. Cum e Tohaniu, în Prahova. În Vaslui nici nu se consumă acolo și nu își fac podgorii. Da. Tohaniu în Prahova? Eu așa am auzit, da. 400 de euro sunt pentru Irina. Bravo, și pentru Irina. Tibi. Ai nimerit-o. Ai nimerit-o. Da. Și ai rostit-o și la timp, că a fost în ultimul moment. Bravo, felicitări. Cu jumătate de gură așa, dar s-a ieșit. Da, da. Hai că e bine. Bravo. Așadar, 400 de euro. Irina și Tibi, aveți 400 de euro. Vă aflați în fața ultimei întrebări de astăzi pentru 800 de euro. Mergem mai departe. Bravo, mă, Irina. 800 de euro. Întrebarea de 800 de euro este din istorie. Hai că nu e greu. Și Tibi, au sau numai tu? Ce simplă e, ce simplă e, serios. Țineți-vă de mână. Hai că poți. Ca apartenență geografică ar trebui serios? Să... Da, adică aveți un noroc, excepție, ești norocoasă, de, ai fost norocoasă și azi în mod deosebit. Norocul vine și că s-a măritat cu Tibi și au... Da. A virat în zona aia. Da. A migrat. Așadar, Irina și Tibi, pentru 800 de euro trebuie să ne spuneți cine a fost președintele Iugoslaviei din 1953 până în 1980. Brostito. Pe care eu când eram mic îl înțelegeam bronz. De ce au dicția proastă la radio? Sunt câte unii norocoși. Da, frate. Ieri a fost keratin, am dat în medic. Da. Azi îl avem pe Tito, am dat în bănățean. Bănățean, da. Nu zic că dacă nu ești bănățean, nu știi de Tito. Da. Dar fiind bănățean, te ajută. Mai multe șanse. E mai degrabă. Da, ce tare. Bravo, măi, bănățenilor! 800 de euro, Irina! Bravo, felicitări! E bine că intrăm în vacanță, că falimentam. Mulțumim frumos, ne bucuram că am fost alături de voi. Și noi ne bucurăm, mare plăcere. Ne bucurăm că vă facem un astfel de cadou acum, în preajma sărbătorilor. 800 de euro sunt banii câștigați de voi. Ce bine că ai nimerit Prahova aia. Da. Felicitări. Acum cu 800 de euro puteți să faceți o frumoasă excursie la Tohani. La Tohani. Bună idee, bună. Vizitați zona, să știți că sunt niște locuri foarte frumoase acolo. Vă întoarceți veseli. Beți un șpriț. Da. Bine, bravo. Da. Felicitări, Irina. Salutări lui Tibi. Banii sunt ai voștri, dublu sau nimic. Tibi a zis, a fost cu Tito. A zis foarte bine Luca, intrăm puțin în vacanță și dublu sau nimic se întoarce peste 2 săptămâni. Dar se întoarce. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.